Primăria municipiului Reghin continuă programul O primăvară curată pentru un mediu curat. Inițiativa face parte din acțiunea de salubrizare generală a municipiului. Startul acesteia a fost dat în data de 17 martie, iar în zilele de 24 și 25 are loc curățenia în ultimele două zone. Astfel, în data de 24 martie de la ora 8 se va efectua curățenia în sectorul 3. Acesta cuprinde străzile Iernuțeni, Pomilor, Livezilor, cartierul Iernuțeni, cartierul Pomilor, străzile Nucul, Bradului, Autobuzului, strada Castanilor, Chișzoltan, strada Plopilor, strada Gurghiului, Argeșului, Siretului, Târnavei, Lăpușnei, Oltului, Someșului, strada Lungă, strada Scurtă, strada Accente Sever, cartierul Gării, strada Muncitorilor, strada Ierbuș. De asemenea, este inclus cartierul Câmpului, strada Salcâmilor, Tâmplarilor, Căliman, strada Nouă, strada Carpați și strada Trandafirilor. În cazul sesizării unor probleme, locuitorii municipiului sunt rugați să facă sesizări la primărie sau la poliția locală. Curățenia în sectorul 4 va fi efectuată în data de 25 martie.